au fost izolați aproape două zile de lume după ninsorile abundente de la începutul săptămânii. La Florica, în raionul Căușeni, nămeții înalți cât casa le-au dat viețile peste cap localnicilor. Drumarii au muncit contra cronometru pentru a dezgropa la propriu localitatea din zăpadă. Drumul de acces a fost deblocat abia vineri seară, la două zile după ce s-au oprit ninsorile. Pe anumite porțiuni, drumarii au folosit tehnică specială pentru a trece prin zăpada care atingea pe alocuri 3 metri înălțime. În sat nu sunt magazine, iar localnicii sunt nevoiți să meargă 7 km până în localitatea vecină Bacchalia. După ce drumul s-a întroienit, oamenii au rămas doar cu ce aveau în case. Oamenii au stat pe loc și așa cum a fost. Ne-am descurcat așa cum am tot până azi noapte o deblocat. Satul e departe de raion și e greu. Pe loc aș ajut până îți spa drumul, îți spa drumul și apa înșit. Doamne ferește, de o salvare, de o boală, ceva, nu intrare, nu ieșire. Pâine este, apă este. Aici erau troiene două săptămâni, nu putem. Da, mă, este tehnică bună. Da, la noi tot timpul e greu. Școala nu s-a dus, rutiera vine numai o dată, două ori în săptămână. Greu. Unica ieri, stăm acasă. O femeie ne-a spus că fiul ei, care învață la Chișinău, a fost nevoit să meargă pe jos 7 km. Studentul ne-a venit în ieri. I-am spus, stai, poate s-a destupat drumul. Și dacă n-am mama bani, n-am mâncare și stau încă vin. De la Bacchalia pe jos până acasă. Eu mers pe o mătă așa. Unde era urma mai adânc, unde mai... Alții nu au putut ajunge în sat din cauza nămiților. Vineri era la Căușeni lucra și trei zile și-a stă în Căușeni și-a dormit. Nu a putut să vie. Și aseară a destupat cu mare chen drumurile. Primarul ne-a declarat că nu este pentru prima dată când satul Florica este blocat de nămeți. În 2004 mi se pare că atunci a fost în Dioptiu blocat pe o săptămână, chiar de la traseul principal R30. Administrația publică locală nu dispune de careva mijloace de dezăpezire. Noi ținem legătura cu direcția drumuri și cu agenții economici. Drumarii de la Căușeni spun că, după ninsorile recente, pe trei drumuri din regiunea orașului Căinari, stratul de zăpadă a depășit 2 metri înălțime. Avem zăpadă la Florica, Cășcălia Florica, peste 2 metri. Este și 3 metri. Zăpadă care trebuie curățită, blocată sau două zile. Florica a stat, într-adevăr, acolo a fost situația foarte gravă. Toți muncitorii au lucrat, au fost și lucrat și 25 și 27 de ore, fără odihnă la dezăpezire. În total, la dezăpezirea celor 19 sate din zona Căinari, raionul Căușeni, au fost antrenate 7 unități de tehnică și în jur de 30 de muncitori. Drumarii au deblocat sâmbătă ultimul drum local care era blocat, cel care face legătura între satul Chircăieștii Noi și orașul Căinari.